Binecuvântat-ne Zeul nostru totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Hristos a gânviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din mormânturi via viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din mormânturi via viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Înviază Dumnezeu risipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui toți cei ce-l urăsc pe dânsul. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Cum se împrăște fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se veselesc. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Și asta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o dânsa. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din mormânturi ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale, și a Ta sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, ia-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați ajungiați ca niște miei, fii mutați la viața cea nevătrânitoară și pururea veșnică Sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă destegare datorilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi întrebările Tale. Ridicați
chipul slavei tale cele negrăite sunt măcarve și porănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu durarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al Raiului. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Cele ce cu mâna dintr-o neființă m-ai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc m-ai cinstit. Iar pentru călcarea poruncii iarăși m-ai întors în pământ din care le-a fost luat. La cel după asemănare mă ridicăm cu frumusețea cea din tâi, iarăși împodobindu-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o Dumnezeire între cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești, Părinte, fără de început, Duhule cel împreună cu fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc. Luminează-ne pre noi, care cu credință slujim ție, și ne scoate pe noi din focul cel de veci, acum și pururea și în vecii vecilor avin. Bucură de curat tot ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, căci în neamul omenesc a aflat mântuire prin tine, și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu. Curată și binecuvântată! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Odihna sufletelor adormiților, robilor, Dumnezeului martiri din temnițele comuniste care s-au jertfit pentru libertatea, demnitatea poporului nostru, pentru ca să li se ierte toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeul nostru să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte,
Și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește, miluiește. Dumnezeul Duhului și-a tot trupul, care călca moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, martiri morți în temnițele comuniste, pentru libertatea și demnitatea noastră. În loc luminat, în loc cu verdeață, în loc cu odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit în această viață, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea, viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, cu prea sfântul, bunul și viață făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele să ne rugăm. Miluiește! Stăpâne, mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tău le dărui puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Și la ce prin nespusa Ta iubire de oameni, ne-ai învrednicit și pe noi smeriții păcătoși și nevrednici de rob să fim moștenitori ai aceleași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă într-un poporul Tău. Însuți, prea bunule Împărate, prin noi smeriții nevredniști Tăi slujitori, iartă, Doamne, adormiților robilor Tăi, eroi martiri din temnițele comuniste, care s-au jertfit pentru libertatea, dreptatea, demnitatea neamului nostru românesc, orice au greșit ca oameni în această viață, Dumnezeu să ierte! Dumnezeu să ierte! Și le iartă lor toate câte au păcătuit prin cuvânt, sau cu fapta, sau cu gândul, dezlegând legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care însuși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la altcineva, au suflete care ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să așeze cu sfinții care din viață au binecuvântie, trupurile lor să se dea firicele create de Tine, că binecuvântat și prea slăvit ești din vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Hristos a înviat din morți, moartea premoarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune prea curatei sale Maici,
cu puterea ce te viață făcătoare cruci, cu rugăciune Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din mor, sufletele adormiților, robilor săi martiri, ai neamului nostru în temnițele comuniste mutate de la noi, în corturile dreptilor să le așeze. Amin. Abraham să le odihnească. Amin. Dreptii să le numere. Amin. Iar pe noi să le miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ne-a dărit nouă viață veșnică într-o fericită adormire. Să ridicăm coliva cu toții. Veșnică odihnă de Doamne a dormiților, robilor tăi, martiri, demnițele comuniste, cu tot neamul orice la dormit și refă, Doamnelor, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor în neam și în neam și lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și lor, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte căcând și celor din mormânturi viață pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iată că